Problema râului Nistru nu mă așteaptă, spune vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea, care a propus audierea premierului pe marginea acestui subiect. Majoritatea parlamentară PAS însă a refuzat să susțină inițiativa. La sigur, acest comportament este condamnabil și poate fi prezentat și interpretat drept o trădare a interesului național. Atunci când avem problema și de dragul dragostei geopolitice tăcem despre această problemă. Iar consecințele vor fi dramatice pentru populația Republicii Moldova. Mai mult, Bătrâncea spune că problema este ignorată atât de guvern cât și de președinție, iar reticiența guvernanților ar avea și o explicație. Am reiterat că subiectul Nistrului este primul în agenda bilaterală a Chișinăului cu Kiev și, la sigur, nu acele probleme artificiale care s-au discutat în cadrul vizitei doamnei Maia Sandu la Kiev. Subiectul Nistrului nici nu a fost abordat în cadrul acestor întrevederi. Oare parada militară și prezența președintelui Zelensky în Piața Mare Adunări Naționale la această paradă este mai importantă decât, folosind această ocazie, desemnalizat partenerilor din stat vecin că noi nu tolerăm consolidarea sectorului hidroenergetic pe Nistru? Amintim că în luna august acestui an Kievul a lansat și cea de-a patra turbină din cadrul hidrocentralei de la Novodnestrovsk. Acest lucru a provocat scăderea volumului de apă în Nistru. Mai mult, ucrainenii urmează să pună în funcție încă trei turbine pe lângă cele deja existente. Ecologiștii spun că acest lucru va lăsa Chișinăul și o parte din Odessa fără apă potabilă la robinete. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții serviciului de presă ai guvernului și președinției pentru a le oferi dreptul la replică. Nimeni însă n-a răspuns la telefon.